Salutare lume, ia să vă prezint achizițiile din piața de vechituri, parte din Oser din Cluj, o parte din Târgu Mureș, de la piața de vechituri. La Târgu Mureș nu prea am avut noroc că a fost destul de urâtă vremea, găsind numai acest DS Light care e defect din păcate, dar e funcțional. Nu știu cum funcționează așa. Ăsta a fost 20 de lei. Nu arată el foarte bine. Și am mai luat și acesta. Da, ăsta e mort complet. Că nu-i pornește din cauza ecranului de sus. Tot 20 de lei. Și am mai luat un senzor bar pentru Nintendo Wii. Ăla a fost 5 lei, nu l-am aici în videoclip. Așa. Restul sunt de la Cluj, de la Oser. Am luat acest comic book. Pare că mai era cineva cu comicsuri de vânzare, nu numai eu. Un free comic book day cu testoasele ninja din 2022. Așa. Acest joc pentru PlayStation 2. Acesta era cu consola care o vedeți în spate. O să ajung imediat și la ea. Ceva jocuri. Un Vice City Stories complet cu manual, cu hartă. 20 de lei. Sonic the Hedgehog. Tot complet. Tot 20 de lei. Un joc pentru PlayStation 2, Ben 10, Protector of Earth. Nu știu dacă îl mai am o dată. Trebuie să verific că mai am ceva joc cu Ben 10. A fost tot 20 de lei. Și Sonic Unleashed. A fost tot 20 de lei. Cum am văzut că are scris în mai multe limbi aici. Mai vedem dacă îl păstrăm. Așa. Am mai cumpărat acest Game Boy Advance. Nu are căpăcelul din spate. E funcțional. E destul de zgâriată carcasa. A venit cu jocul din interior. Acesta a fost 120 de lei. Nu vreau să lase din preț la el. Dar tot e un preț ok. Mă joc cu cam 60-70 de lei. Cam multă poveste aici. Așa. Zic că a fost un preț bun la ea. Așa, și continuăm cu PS2-ul ăsta, care am crezut că e defect. L-am luat împreună cu aceste două controlere de PlayStation 1, care are alimentare, card de memorie, cablu AV. Practic l-am luat complet. Un card de memorie de ăsta original și transparent. Nu știu dacă mai am de ăsta. Controlerele acestea două. Că nu le-am curățat. Unul știu sigur că e funcțional. Consola are ceva probleme aici. Ia CD-ul numai dacă țin apăsat. În total
tot pachetul, consola cu joc, cu controlerele, cu celelalte accesorii a fost 80 de lei. Cam acestea au fost toate achizițiile. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!